Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod. Astăzi filmăm, da, seara filmăm, băi, faza care e că vreau să vă zic în felul următor. Mi-am cumpărat o altă mașină. Episodul acesta vreau să-l fac pentru un om care a făcut foarte multe chestii cu mine, a fost alături de mine tot timpul și vreau să mulțumesc de chestia asta. E omul, numele Tăbulan, care tot timpul pentru multe episoade a participat la acest roleplay. De câte am înțeles, el s-a lăsat de chestia asta și de... am înțeles. În fine, chestia asta nu se pune apropo pentru cei care vor să uite. Deci, vă rog frumos. E un roleplay organizat, e un video. Deci, da. Faza care? Stă în felul următor. Am să iau acum motoreta. El o cunoaște. Mă n-am făcut în felul următor. N-am modificat-o, nu am scris prea multe prin ea. În fine. Am să mă duc acum pentru o locație în care, din păcate, la ora asta omul nu e până ca să pot să mulțumesc față în față. Dar eu vă spun, băi Bulane, chiar îți mulțumesc pentru rolul pe care l-ai făcut împreună cu comunitatea ta. Acum sunt singur, nu sunt cu totul, m-am vrut să am vrut să organizez un rol pe organizat cu toată lumea care te-a apreciat pe serverul ăsta. Eu nu vreau să-ți mulțumesc că m-ai ajutat, că te-am ajutat și eu. Știi tu bine ce am vorbit noi pe privat, un alta. Până cât ce ajung acolo, o să fie în felul următor. O să stau și pot să povestesc cu voi, ce care sunt despre livestream. Băi, asta s-a întâmplat multe chestii, dacă vă uitați pe serul Romanta pe România, dar nu renunțăm. În continuare vom merge tot înainte. Deci tot înainte, nu lăsăm haterii deoparte, tot. Deci care ați fost pe la stream astăzi? Apropo, la mulți ani, că încă... Da, e 1 decembrie. E 1 ianuarie, scuze. Și am zis în felul următor, băi, hai să fac repede un videoclip. Să le mulțumesc la oameni pentru vizualizări, pentru de toate. Episoadele pe care mi-ați scris pe privat, le-ați văzut. Acum, dacă mai aveți vreo idee, ce ați vrea să vedeți pe canalul meu de YouTube, să spun așa, vă aștept cu o părere și cu o propunere, desigur. Eu acum voi face felul următor, o să mă duc. Încerc să conducem, să-mi conduc cât mai roleplay, să zic așa, ca să vadă și alții că se poate. Deci nu e... numai pe ăsta. Am înțeles. Omul meu se grăbește, nu? Pe atunci ia, du-te. Cometre. Da, domnul, da. Ce faceți, Cometre? Da, bă! Ia, păi, ce mă plimb, tu? Da, pe și eu. Dă-te un pic și vină pe la geam, vină pe la geam. Vrei să te bagi într-o combinație? Cu ce fel de combinație, aspre? Păi, nu pot să zic în zona asta. Păi zi, de ce nu? Păi dacă vine un echipaj de poliție? Nu vine, stai liniștit, ia spune. Domnule, eu nu mă risc. Bă, spune, stai liniștit, nu mă duce de aici. Nu, poate ești niște... Atunci poate... nu mă interesează, salut, o zi frumoasă. Ăsta e baga, bun, dai. Salut! Mă fac tot! Am înțeles. Da, mă scuzați, asta e, ce să fac. Se mai întâmplă și asemenea specimene. Am zis, bă, ok. Hai că facem ceva frumos, hai că totuși suntem pe un server de roleplay, hai că să și conducem un roleplay, nu? Să și ne comportăm ca și pentru roleplay, dar din păcate nu vreau să fie hard, deoarece, da, mulți nu o să mai înțelegeți voi. În fine, Bulane, dacă vezi acest video, oricum sunt sigur că o să-l vezi. Încă o dată îți mulțumesc. Vreau ca prin video-ul ăsta încă o dată să-i mulțumesc la oamenii care se uită la mine, care le place să se uită la mine,
care nu au niciun stres. Deci își rup din jumătate de oră maxim, cam atât e bine. Azi am făcut un live de 5 ore, cam așa, în care a fost în felul următor, adică 5 ore totuși v-ați rupt din timpul vostru ca să vă uitați la mine. Băi, vă apreciez, vă mulțumesc, vă pup. Nu pup pe nimeni cu răstază, știți, glumesc. Hai mere ne plimbăm, facem, nu știu dacă ar merita să fac un tur de mapă, să fac așa gen, de la, din punctul A până în punctul Z. Dar, o las așa, nu e niciun stres, deci nu trebuie să arăt. Oricum vreau ca pe final să mă duc în locația unde mi-am propus, ca să fie în felul următor. Să termin acolo episodul, să nu fie vreo problemă cu acest motor, nu? Mă, apropo, vă aștept pe serverul OneTap România, aveți în descriere tot, de IP-urile lor, Discord-ul lor, deci sunt oameni de nota 10, staff-ul, sunt mulți din OneTap, care sunt oameni de nota 10, dar sunt și mulți care nu sunt. Doar de ce? Pentru că au creat regulamentul sau, în fine, trebuie să înțelegeți. Și nu-l respectă, știți? Bă, asta e. Se mai întâmplă. Toată lumea pare și viața lui socială, nu are timp să uite peste toate chestiile. Problema care? Fratul meu, dacă ai făcut ceva și te uiți la acest video și te simți, dacă ai făcut ceva greșit, atunci asumă-ți tot timpul. Nu fi un papalapte în care tu să stai în filmător, să comentezi la oameni, oameni mai, stai cum am zis că conduc roleplay, nu? Oameni mai, mai jos ca și tine, sau ce mai sus, că na, totuși credere nu contează pe un joc, frate. Ceea ce contează e în felul următor, să fii om. Bă, tot timpul contează să fii om, pe oriunde mergi. Să lași un bună ziua tot timpul, dacă cunoști acest cuvânt. Hai să dăm un pic la daily. Fac un video, asta e un video mai... nu e bine explicat, după cum am zis, e făcut simplu pentru băiatul de bulan, deci nu trebuie să explic mai multe, adică, na. Dacă e caz de roleplay, fraților, facem roleplay. Dacă nu e caz de roleplay, nu vom face. Asta trebuie acceptată. Pe live-uri e posibil să nu facem roleplay, dar pe episoade se vor face. De ce? Pentru că alea sunt organizate, se fac în maxim 20-30 de minute, în care în alea 20-30 de minute va fi în felul următor. Îți voi explica tot ce se întâmplă, mă rog, o să vezi. Deci nu vei da niște chestii pe viitor ce îi. Apropo, hai să mergem repede până la locația de care tot am zis eu. Conducem acum un pic mai nu îndrepe, asta e, cât să zic eu, e aproape 12 noaptea, ce zic, n-avem ce face, nu sunt doar 9 persoane pe server, din care, da, asta e, nu pot să-mi ia nimeni videoclipul ca să folosească împotriva mea, ceea ce eu cer pe baza aia drepturi de autor, ca să știe pe viitor. Că eu tot timpul vii episoadele mele cer drepturi de autor. Ceea ce nu s-a știut. Nu e problemă. Nu fac eu acest episod pentru hateri. Fac acest episod pentru oamenii care mă urmăresc. Asta e. Hai să mergem un pic mai bine. Vreau ca în episodul următor, ca sper să fie și omul ăla înțeleg un pic pe server, ca să putem face ceva frumos.
Asta e doar, să spun așa, o parte întâia dintr-o mică informație din ce va urma, un pic spoiler, să zic așa, din ce va urma pe viitor. Și asta e, frate, ce... Măcar prin baza asta am început să mulțumesc la oameni și să-mi spun opiniile pe care le am, că tot timpul vor fi oameni și oameni. Deci nu poți să-i mulțumești pe toți. De aia, fraților, lăsați în comentarii ce părere ați aveți despre acest video și cum sunteți voi, adică cum v-ați gândit voi în locul meu, normal. Uite, acum nu vine nimeni, frumos, da, bă, nu e voie pe chestia asta. Deci în viața reală tu nu-ți permiți să faci chestia asta, nu-i bai că alimentăm un pic repede. Mă rog, alimentarea se pune în altă parte, dar ok. Trebuie să alimentăm ca să nu ne trezim fără el. Mergem repede la locație. Terminăm episodul. Acolo o să vedeți ceva un pic mai frumos. Gen, știți voi din ce organizați să fac parte. Și o să vedeți. Nu vă dau acum nimic. Nici un spoiler. Nimic. Doar atâta vă zic, după cum am zis, nu știu dacă am zis la început, dar vizionare plăcută, știți? Nu vă cer like-uri, nu vă cer subscribe, pentru că ar fi un motiv de să cerșești, normal cam așa se va lua. Nu las, dacă voi simțiți de episoadele pe care le-am făcut și pe care le voi face pe viitor, ca să fac eu chestia asta, ok, frate, de-aia acolo fă ce vrei, dar așa nu, eu nu mai spun, o să încerc să nu mai zic deloc, nici pe live-uri, nici pe episoade, nici pe cam nimic, că asta e, nu-mi permit o să facă altcineva ceva față de ce nu vrea să facă, un exemplu, ca să simtă blog, cum zic, obligat ca să uite la mine, de exemplu, cum am văzut și alții. Băi, dacă nu dai subscribe, nu știu cum, nu știu ce. E, lasă-mă, frate, că asta e. Iar cine se uită la videoclipul pentru ce am făcut eu acum, prost, stai liniștit. Un video meu, după cum am zis, nu-l folosești, nu-l vei folosi niciodată împotriva mea. Pentru că eu sunt creator de conținut, tu ești doar un papalapte, care astăzi a început pe livestream-ul meu, tot timpul încep, de când s-a început de 2-3 zile această mică ceartă, să spun așa, dar și da, pot să conduc pe aici, că în viața reală îmi permit să mă duc un chopper pe aici, deoarece pur și simplu pot să mă duc cu orice motoretă, dar nu pe munte, deci asta dacă ar fi să o iau, să mă duc pe munte, nu ar fi stilul roleplay, ceea ce am făcut eu acum, adică să sar. Normal, în viața reală nu e ok să faci chestia asta, că... Da. Ce să strecă furca de la motoretă și mai multe chestii. Și nu să mergi cu 100 și ceva pe aici. Asta nu e rol pe frate. Asta e doar... Ce zic eu? E fail. Asta e adevărul. E doar fail, adică... Ia. Să mă duc așa cu maxim 100 pe aici, bine, că mai sar și tu peste dâmbura aia, e un pic ok. Hai că ajungem imediat. Hai că acum am dat de un drum asfaltat, să zic așa, în care poți să te duci cât vrei. Bine, nu cât vrei, că clar că nu te duci cât vrei, adică, na. Haide să încercăm acolo să... Ajunge cât mai repede la locație, oricum văd că, da, pe seară și e apus, oricum de soare, da, nu e nicio problemă, nu ne facem griji, mergem frumos la locație și încheiem episodul frumos. Decât să-l încheiem în alt stil, nu? Bă, poate m-am curcat-o prin vorbe acum.
Dar, mă scuzați, deci îmi cer mie de scuze față de voi. Dar, știți cum e, se mai încurc omul. Apropo, vă plac jocurile alea horror? Dacă vă place, băgați și voi acolo în comentarii și spuneți-mi. Că mie nu-mi plac. Bă, Bulane, dacă vezi chestia asta, îți mulțumesc încă o dată. Hai să mă duc un pic pe aici. Știu că nu e ok ceea ce fac, dar o să vedem. Ți-am zis, e un video de mulțumire. Bă, nu o să încep să trag, ai clar. Vă las un pic cu priveliștea. Și cu liniștea de aici, apropo. Foarte frumos, să vede pe muntele din față, eu priveliște, de nota 10. Bulane, o să mulțumesc, ai tot respectul meu, pe unde te duci, pe alte servere sau pe unde te vei duce. Iar apropo, prin calea asta vreau să le transmit la Pantera, Joker, oameni foarte de treabă, care m-au băgat în această organizație, mi-au dat o șansă. Nu o să-i uit niciodată. Deci niciodată. Respect, frate, respect, știi? Bulane și ție. S-am adus motoreta, să zic așa, pe aici, ca să fie și ea acolo pusă. Să fie frumos, așa, cu un țenin, să se vadă. Un apus de soare. Și încă o dată mulțumesc. Ai tot respectul meu. Băieți, aici vă închide videoclipul. Vă aștept pe serverul OneTap România Roleplay. Acest video a fost doar pentru o informare, un pic să vorbesc și cu voi, nu numai stilul roleplay. Pe viitor o să vină alte videoclipuri cu stilul roleplay. Și ce vreau să zic e că, da, frate, vă pup, vă mulțumesc frumos. O seară cât mai frumoasă, salută!